Mr Beast este din punctul meu de vedere unul dintre youtuberii cei mai tari la momentul acesta. A crescut foarte repede pe această platformă, mai repede decât pot youtuber ca PewDiePie, Markiplier sau Logan Paul, să zicem, niște nume destul de cunoscute pe această platformă. Are în acest moment peste un milion de abonați adunați lunar, peste 300 de milioane de vizualizări strânse lunar și estimez eu că face peste jumătate de milion de dolari lunar. Toate aceste cifre impresionante ne arată că omul a înțeles cum funcționează platforma, a înțeles cum funcționează YouTube și face tot ce poate ca să crească cât mai repede. Și noi putem învăța multe de la ceea ce face MrBeast, așa că și tu dacă vrei să crești mai rapid pe YouTube, rămâi până la capătul acestui videoclip ca să înțelegi ce a făcut MrBeast să crească. Formatul videoclipurilor lui MrBeast este foarte interesant, el reușind să obțină viral după viral. Știm foarte bine că este foarte greu să faci un clip viral, însă este aproape imposibil să scoți viral după viral. Mr. Beast a reușit chestia asta, de fiecare dată când scoate un videoclip, în ultima perioadă reușește să facă zeci de milioane de vizualizări. Cum reușește Mr. Beast să obțină viral după viral? În primul rând, din ce am văzut eu pe platformă, ca să faci un clip viral, trebuie să abordezi subiecte care au legătură cu banii, trebuie să faci challenge-uri, trebuie să faci prank trebuie să faci colaborări sau să vorbești despre alți youtuberi mari, sau trebuie să dezvolți o dramă, un conflict, ceva existent deja pe platformă. Mr. Beast, după cum spuneam, are un format interesant, el combinând mai multe astfel de subiecte într-un singur clip. De exemplu, acest videoclip. El este atât colaborare, are și legătură cu banii, este și challenge și reacție. Rezultatul, aproape 37 de milioane de vizualizări. Deci în momentul în care faci un videoclip, gândește-te cum poți să combini astfel de categorii, astfel încât să faci și tu cât mai multe vizualizări. Mr. Beast înțelege foarte bine algoritmul YouTube și știe să citească datele statistice în favoarea sa. Ne-a arătat asta la ultimul Vid Summit, în care a, a avut o întreagă prezentare despre aceste lucruri. Pentru cei care nu știu, cei mai importanți factori de pe YouTube ca să crești pe această platformă sunt rata de click și durata totală de vizionare. Adică, de câte ori au dat oamenii click pe videoclipul tău și cât ai reușit tu să-i ții pe oameni pe, pe videoclip. Mr. Beast face niște alegeri foarte interesante când vine vorba de titlurile pe care le pune. A spus clar că alege titluri scurte, ca în momentul în care sunt prezentate pe mobil sau pe alte zone ale platformei să nu fie blocate anumite părți din titlu, deci titluri scurte și cât mai clare. Titluri care șochează, de exemplu acesta. Titluri care atrag atenția. Titluri care evocă imensitatea. E cam ceea ce am văzut pe la clipurile de copii. Știm și noi genul de clipuri cum că uh, am mâncat cea mai mare bomboană pe care am văzut-o sau mănânc 100 de mii de ursuleți de tiujeleu. Sunt niște chestii foarte interesante pe care le folosește și MrBeast pentru a atrage atenția. Titlurile acestea îi fac pe oameni să simtă nevoia urgentă de a da click, să vadă ce se întâmplă pe acel videoclip. Asta este foarte greu de obținut, mai ales pe YouTube, când de obicei introduci tu ceea ce vrei să vezi. thumbnail sale sunt de obicei simple sau cel puțin par simple pentru că Mr. Beast a explicat că așa le face planificat. De ce face chestia asta? Pentru că în momentul în care te complici foarte mult cu elemente de design, te pierzi în mulțime, pierzi ideea videoclipului. Pe lângă simplitate, thumbnail lui Mr. Beast evocă de cele mai multe ori și o emoție. Combinația aceasta interesantă dintre titlu și thumbnail îi face pe oameni să vrea să dea click cât mai repede. De ce? Nu am văzut niciodată pe cineva să dea atât de mulți bani cât scrie în titlu sau apare pe thumbnail sau nu am văzut pe cineva mâncând atât de multe bomboane la un loc sau tot felul de lucruri de genul acesta. Mr. Beast nu uită nici de faptul că principala sursă de trafic pe YouTube este vizualizarea de pe mobil. Așa că face ca thumbnail sale să fie ușor de înțeles și pe un ecran mic, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi. Cum îi ține pe clipuri însă Mr. Beast? În primul rând folosește un hook pe care v-am spus să-l folosiți și voi, adică din prima să filmați ceva care să-i țină pe oameni mai departe pe click. Este foarte importantă această parte a videoclipului, partea de început. Și el povestește imediat ce se va întâmpla pe videoclip, lăsându-ne pe noi apoi să ne dorim mai mult. De asemenea, folosește tot felul de tactici pentru a ține oamenii cât mai mult pe clipurile sale. De exemplu, trebuie să vezi până la final tot clipul ca să vezi exact ce se întâmplă. Apoi, prin editare, folosește, combină fazele amuzante cu cele mai serioase. Tot felul de astfel de tactici care, repet, să țină oamenii cât mai mult pe clipurile sale. E foarte important să ții oamenii cât mai mult dacă se poate până la finalul videoclipului. Videoclipurile sale sunt de asemenea lungi și combinate cu tactica de mai sus, adică să țină oamenii cât mai mult pe clipuri, le dă o durată de vizionare foarte mare și asta îi promovează videoclipurile și mai mult în algoritmul YouTube. Majoritatea videoclipurilor sale, din ce am văzut, durează peste 10 minute, exact ceea ce dă această durată mare de vizionare. Majoritatea veniturilor din YouTube le-a reinvestit în canalul său, asigurându-i astfel videoclipuri tot mai bune cele mai multe dintre canalele care au succes la un moment dat ajung sus și se plafonează, nu mai inovează, nu mai știu să se adapteze. Mr. Beast a tot crescut, iar creșterea aceasta nu pare deloc să se oprească. De relief s-a povestit o treabă la un moment dat de la, de la Vid Summit despre Mr. Beast, în care Mr. Beast spunea că o să pare să se fi plafonat și Dara i-a spus că nu trebuie decât să crească numărul de videoclipuri. S-a întâmplat chestia aceasta, a postat mai des și canalul său a continuat să crească fără nicio problemă. Deci Mr. Beast deocamdată știe să inoveze, știe să facă clipuri tot mai bune. Mr. Beast înțelege și trendurile de pe platformă și le-a adaptat la tipul său de conținut. De exemplu, în momentul în care PewDiePie se lupta cu t pentru locul întâi pe YouTube, MrBeast a intervenit și uite că a reușit să obțină foarte mulți abonați și foarte multe vizualizări din acest trend. De asemenea, videoclipurile cu Triz, în momentul în care Amazon ardea, a făcut și o faptă bună și în același timp a reușit să-și promoveze și canalul tot mai mult. Prin pozitivitatea subiectelor propuse, îi face pe oameni să rămână fideli, să rămână activ pe canalul său. Foarte mulți dintre youtuberi au crescut folosind toxicitatea, atacând în stânga și în dreapta, s-au ridicat, dar... Lucrul acesta de multe ori le va atrage și căderea. Mr. Beast a dovedit clar că fiind pozitiv poți să crești și poți să te menții sus. Pe canalul său vei vedea doar oameni fericiți, doar oameni care reacționează pozitiv în urma a ceea ce face el, iar Mr. Beast le aduce fericire. Este foarte tare să vezi astfel de lucruri, atâta pozitivitate la un YouTuber mare. Dacă ești YouTuber începător, am câteva greșeli pe care nu ar trebui să le faci, le găsești în videoclipul din partea stângă și ne vedem acolo.